fie uite la mine, zi bună. Bine. Bine. Eu sunt rămasă de Paște întâi. Ce frumoase sunt. Ia să vedem. Care, vrei și tu unde asta? Așa, să te uiți la el? Ce frumoase sunt. Ce nu mai ai? Uite-ți, mami, cărticica asta, vrei? Wow, ia uite ce sticăre frumoasă are mama. Uite, vrei? Uite-te la sticăre, ia. Uite. Îți place? Vrei să o luăm, da? Da. Ok. Fetița acolo, ce-a găsit? Ia zi-l, mami, ce-ai găsit? Wow, de prins părul? Și ce-l are din ăștia? De care? Arată-mi și mie, ia uite la mine, ia. Și ce-l are din ăștia? Serios? Okay. Serios. Bine, serios. Trebuie să luăm și noi, nu? Nu, uite. Aici am zis să vă arăt ce mai găsesc pe acolo, niște flori artificiale tare drăguțe, pentru grădină, tot felul de petici, tot felul de mărimi, mai mici, mai mari, uite ce simpatici erau toți, și cei bătrânei, foarte frumos, și mergem mai departe la niște veselă tare drăguță, la fel inspirată din desenele animate. Mi-a plăcut foarte mult, cănițele acestea mi-au plăcut și mai departe să vedeți niște farfurii iarăși tare frumoase. Aici cred că era un fel de chainic, mă uitam, eu nu eram sigură ce e acolo. Ia uitați tot felul de caractere din desene, din lumea Disney probabil. Tare frumoase și farfurioarele astea erau colorate, viu. Pentru copii sunt tare drăguțe, dar erau și un set întreg. Am mai văzut ceva și cu mini. Ia uitați ce frumos era și castronașul acesta. Și să vedem ce vă mai arăt. Cred că niște cănițe vă mai arăt așa în fugă. Și da, mi-au plăcut mult farfurioarele acestea. Anastasia a luat-o înainte deja. M-a așteptat acolo să-mi arate niște pahare, bineînțeles, din acestea pentru copilaj, cu formele acelea de animăluțe. Toate erau frumoase. Aici văzusem niște genți și mi-au plăcut, erau frumoase, la fel inspirate din desene animate, cu Winnie the Pooh, și scrie că e geantă de schimbat bebele, deci cu tot ce trebuie să pui în geantă pentru a schimba bebelușii când sunt mici.
dar m-am uitat la ele pentru că îmi plăceau caracterele, erau inspirate din desene animate și acum mergem la raionul de copilaș aici să ne mai uităm pentru haine de vară, pentru Anastasia, am vrut să dau așa o fugă. Haide la mama, am ajuns și la B&M, în puțin ne uităm pe aici, pe unde s-a deschis unul nou, mai mărișor așa, dar avem și aici muzică, așa că ne grăbim repede jos să trecem, să nu se audă muzica prea mult în fundal. Hai să vedem ce mai găsim. Not the one for me, then tell me now what I could do.
Obosit. E foarte cald odată afară. Arată în bord 15 grade. Nu știu dacă vedeți sau nu. Aici am toate cumpărăturile. Am fost la cumpărături. Am vrut să iau ceva și până la urmă am găsit altele și am luat și mai multe. Zici tu bune ceva, ce bune. Ia mănâncă niște biscuițe acolo. Ne-am luat niște hăinuțe de concediu. Ne-am pregătit de concediu să vi le arăt acasă. Am mai luat niște una alta chestii pentru casă și uite așa s-au strâns mai multe nebunii. Am fost pe la Matalan, am fost pe la B&M, am fost pe la Poundland, nu mai știu pe unde n-am fost. Am intrat așa pentru că zilele astea n-am făcut prea multă mișcare și am zis, haide astăzi, dacă tot e liberă și ea de la grădiniță, să mergem să ne plimbăm pe jos. Bine, i-am luat căruțul că, na, obosește sau se plictisește și să mai stea jos. Ce faci, tu mănânci? Ce mănânci? Biscuiți cu animale, bravo. Hai, papă, biscuiți cu animale, da, da. Biscuiți cu ciocu. Cu ce? Cu ciocul. Aia e problema, nu? Că dacă n-aveau ciocul, nu erau bune. Ba da. Da, și acum o să plecăm de aici de la Matalan, undeva amiază, vedem ce mai facem, mergem acasă, să vedem dacă reușesc să doarmă Anastasia vreo două ore după amiază, să mai facem niște traduceri și cam asta este și ziua de astăzi. Ba, trebuie să dormi. Nu! Păi ți-ești din rutină, mami, după aia. Copiii dorm când sunt mici și ziua. Mereu spune că, uite, e dimineață. Mi-arată la geam, la perdea, că e dimineață, e lumină și nu mai vrea să doarmă ziua. Așa? Cum zici tu lui mami? E dimineață? E ziua. E ziua. Văd și eu că e ziua, da. Dar copiii mici, pentru că obosesc, ar trebui să obosească, dar nu știu de unde arată energie. Că a fugit și prin magazine și acasă s-a jucat dimineață cu taică-su. Deci, într-un alergat și prin casă și prin magazine și tot mai are energie. Da, ce să-i faci? Asta e. Haideți să mergem acasă. Bun, dragilor, am ajuns și acasă și zic să vă arăt repede, repede ce am cumpărat de la magazine. Că v-am zis că am fost pe la mai multe magazine. I-am găsit și am luat așa de la unde? De la Asta, de la George, 3 perechi de pantalonași Anastasie scurt, să fie pentru la vară, să mai aibă prin casă sau pe unde o fi. Au fost 3 la 7 lire frumoase așa perechile. Apoi am luat niște dulciuri din acestea așa. Ce mai avem? Avem fairy, așa. Avem niște biscuite din acestea cu animale. Pentru ea i-am luat și am mâncat deja unul în mașină. Sunt cu animale. Niște cremă din aceasta de ras. O căniță tare frumoasă. Eu am așa una, ia uitați. Care simpatică este. I-am găsit niște sândăluțe din acestea și am mai luat, deși tot îi cumpăr sândăluțe de vreo câteva luni și tot are, să vedem acum vara asta, dar știți cum sunt papucei de vară, se murdăresc imediat sau se zgâre, sunt sândăluțe și încercăm mai multe variante ca să fiu sigură că e comodă și îți trebuie în mai multe locuri, ba în concediu, ba la grădiniță, ba în grădină, ba așa și se strică imediat. Și erau 5 lire și am luat din acestea, din așa... Nu știu cum să-i zic materialului că e, dar e moale totuși. Sunt mai mult de apă, zic eu, astea, așa că cred că o să le luăm acum în concediu la sfârșitul lunii. Să le aibă pe afară, pe la plajă, de apă. Ce-i, mami? Hai la mamă, ce ai adus? Hai să arătăm ce mi-ai cumpărat. Și ia la mami, până la urmă, acest puzzle ei, așa. Zice că e un puzzle de podea, acum am văzut, de fapt. Nu poți să-l desfaci? Îl desfacem, mami, imediat, bine? Nu, cred. Auzi, tu ce ai făcut? Ai dormit până acum? Da. Și? Ai dormit bine? Până am dormit. Aha. Unde-i tati?
Unei tate întreba și unde-i mami, nu? Că ai rămas singură sus și nu mai știai cine ce cum e. Mama era jos și făceam traduceri. Da, hai că-l desfacem, mami, acum pentru tine și continuăm. Așa, hai să întorc camera și să vă arăt ce am mai luat. Am găsit o pereche de pantaloni din aceștia așa la Asda și mi-am luat și eu pentru că sunt într-un material mai subțirel de vară să avem în concediu. Am mai luat niște pantaloni pentru soț de concediu, așa, simpli de apă de la Asda. Ce mai avem aici? Niște șervețele din acestea, că tot vine Paștele, nu-i așa, la o liră și mi-au plăcut foarte mult cum sunt, să fie în casă acolo. Tot așa de la Asda, parcă asta era o liră. Ce să vă mai arăt, ce mi-am mai luat? Două tricouri mi-am mai luat și cam astea sunt toate lucrurile care vin le mai arăt. Unul așa cu dungi și unul așa simplu, culoarea aceasta. Anastasiei, bineînțeles, ați văzut, i-am luat această, v-am filmat-o și v-am arătat-o. I-am luat această rochiță, mă uitam că să nu fie murdară, dar nu e, se duce. Niște scame, pentru că mi-a plăcut tare mult cum e așa sarafanul ăsta din un fel de blug, cu un Peppa Pig și a plăcut și ei și cu tricouașul ăsta. Și îi stă foarte bine. Iar mami și-a mai luat un fel de rochiță de noapte aici. Asta este, așa, mai lungă. Ia să vedem unde ar fi fața ei, să vedeți. Să mai avem de vară și cam astea sunt cumpărăturile. Mai găsesc eu ceva pe la, vă mai arăt unde dacă mai găsesc, dar cam astea sunt în principal. Știu că am mai luat chestii din astea. Am mai luat o zaharină din asta de la B&M pentru că am intrat și acolo și am găsit eu o liră și aceasta e foarte bună pe bază de, nu știu cum îi zice exact, dar e din, vedeți, din Elveția și v-am mai spus eu despre el. Sweeter Sodium Sarcarin, eu folosesc pasta, pun două într-o cană, e suficient și vedeți ce spune, o tabletă mică, e concentrație mare, e egal cu o lingură de zahăr, deci e ok. Mi-am luat un șampon uscat din acesta mic de travel pentru concediu să-l am, deși, nu știu, o să vedem. Se îngrașă părul la două zile imediat, dacă nu-mi sper. Și am luat să mai fie un șampon pentru că plănuiesc să mă vopsesc și atunci nu vreau să mă scol prea des să iau culoarea. Da, și cam astea sunt cumpărăturile. Bun, și s-a trezit Anastasia după amiază, a făcut somulețul și ia uitați ce frumos puzzle am reușit noi amândouă să facem, cât e de mare, eu nu știu că e de podea. Ți-a plăcut, mami, să faci puzzle-ul? Da. Super! Mami nu știa. Mami nu știa, la urmă nu mai găseam piesele, dar le-am găsit și le-am pus împreună și are și muzică foarte drăguție. Da, super! Puzzle-ul de podea. Și lebăda. Ai găsit și lebăda și îți place? Da. Mai facem o dată? Da. Haide. Super arată. Ia, vine mame așa. Ia uitați ce minune frumoasă de copilare mama. Am îmbrăcat-o, i-am dat cavă. De fapt a văzut-o așa, a zis, vreau să mă îmbrac cu asta. Așa ai zis? Cum ai zis-o? Îți place Peppa? Ia uite la mama. Are buzunare. Are buzunare. Ce frumoasă ești, mami. Super. Și unde mergi tu cu asta? Unde? La mare? La apă? Ia, întoarce-te și la spate. Ia, pe parada, mori. Învârte-te. Vai, vai. Învârte-te. Hai. Super frumoasă fata mea, bravo! Yay! Bună, dragilor, cam asta este videoul de astăzi. Fac încheierea de aici rapid. Anastasia încă doarme. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like sau un comentariu și să descrieți mai departe video. Ne vedem data viitoare, pupici!